prieteni! Ia uitați-vă eu! Pe 1 septembrie probez rochii acasă, pentru că mi-a venit o rochie de pe site și am zis să o probez. Astăzi este 1 septembrie, dar eu nu sunt la școală, fiindcă este duminică, însă mâine e 2 septembrie și mâine este care e ora noi, Republica Moldova. Nu știu cum o să iasă acest videoclip, dar astăzi împreună cu voi o să mă pregătesc pentru școală și sincer să vă spun, eu nu sunt gata absolut deloc, nici mental, nici fizic, nici emoțional. Fizic sunt, fizic chiar sunt, dar emoțional... deloc, absolut deloc. Și haideți să vă arăt ce rochita mai apropie, că place foarte mult. Și am zis să încerc și o coafură gen Bella Hadid. Iată rochița cum arată. Dar nu o vedeți oricum, trebuie să mă dau eu mai departe, pentru că vine ca o sirenă și e foarte drăguță. Nici așa nu o vedeți, mamă. Și mai am eu o culoare și am vrut să o probez și pe ea. Nu știu, iată, așa o să vedeți. Vedeți, vine ca o sirenă așa jos. Și îmi place extraordinar de mult. De ce nu mi-a venit mai devreme să o pot purta și la mare? Vreau la mare. Și apropo, uitați-vă, am încercat și eu să fac, v-am zis, am încercat să fac o afură gen Bella Hadid. Știți momentul ăsta? Fetele o să înțeleagă. Când ai părul nici destul de curat ca să-l porți pe spate și nici destul de murdar încât să-l speli. Și ești nevoită să te simți Bella Hadid, să-ți faci cu afură de genul. Da, astăzi am mult de făcut. De fapt... deja e seară și trebuie să-mi spăl părul, să pregătesc părul, să-mi calc hainele, să mai fac geanta, să-mi aranjez tot. Mamă, nu sunt gata deloc pentru asta. Eu încă sunt în hibernare. Nu vreau să mă trezesc. Eu n-am putut să mă abțin și am vrut să probez și pe altă culoare. Gen, e același model, numai că unica ce nu-mi place, că din cazul la culoarea asta zici că-s grasă. Mi se vede aici iurea, zici că da, zici că am burtă. Aoleu, dar e frumoasă. Foarte frumoasă. Care școală mie? Care școală dacă eu probez rochii pe aici? Dar e foarte drăguță, ce nu? Chiar îmi place extrem de mult. Foarte, foarte mult. Vreau la mare, vreau la mare să fac poze în rochițe. Vara asta m-am gândit, dar oare îmi trebuie mie liceul ăsta? Cam nu vreau. Merg direct la muncă. Doamne, glumesc, glumesc. Dar e foarte frumos și cărochița. Doamne, ce mișto, îmi place foarte mult. Sunt așa de emoționată, zici că plec mâine la nuntă și caut cu ce să mă îmbrac. Și mai exersez și cu coafuri. Iar atunci ce faci? Tu mâine începi normal școlar. Vă știți ce complicată e clasa 11-a? Pe mine m-au speriat deja toată lumea și zic că clasa 11 este cea mai complicată. Și aici trebuie să fiu cea mai atentă. Eu nu vreau, eu nu sunt pregătită. Camera mea acum e dezastru. Și fetele cred că o să înțeleagă de ce. Aoleu. Ce e asta? Asta e normal? Mai întâi trebuie să strâng tot asta. Pentru că nu e ok. Plus că am ales cu ce să mă îmbrac mâine. Și mi-am călcat și această cămășuță chiar dacă nu o voi purta. Adică mâine nu o voi purta. Nu-mi place deloc. Trebuie să facem puțină curățenie. Nu e ok așa. Nu e ok. Ia ca altceva. Altceva. Așa îmi place mult mai mult. Aici sunt toate rechistele mele școlare. Iată tot ce mi-am cumpărat eu în loge, asta iată aici. Vreți seama? Și pe asta am dat 100 de ron. Mie mi se pare exagerat, dacă sincer. Iată. Asta e tot. Noroc că mai am eu pe aici încă de anul trecut ceva pixuri, pentru că pixurile se pierd permanent, în 2 secunde ele nu mai sunt, 2 săptămâni și cu siguranță nu o să mai fie. Și ca idee, eu nu știu ce lecție o să am mâine, pentru că nu mi-au trimis nimeni oralul, deci oralul încă nu este trimis. Și de asta eu probabil o să-mi iau un caiet mare cu mine care l-am ca maculator și în caz că o să scriu ceva și o să am nevoie, o să scriu acolo. Și acasă deja, pentru că eu nici cărțile nu le am, jumătate de casă nu le are, pentru că când trebuia să mergem, mulți n-au putut să vină, vineri trebuia să mergem și am înțeles că luni o să-și ia ceilalți cărțile. O să văd deja, o să aduc și cărțile mâine și o să văd ce cărți am. Trebuie să le semnez pe toate, să semnez toate caietele. Aoleu, ce nu-mi place mie toată procedura asta. Dar nu am încotro, trebuie să fac pentru că o fac toți. Și acum o să mă gândesc, o să-mi iau, cred că, cu mine o gentuță. Nu o să-mi iau geanta întreagă, o să-mi iau o gentuță unde o să-mi pun un pix, un caietel ceva și cam cu asta o să merg. Eu revin cu o noutate. Mie mi-a venit oralul. Mi-a venit oralul și m-am bucurat prea devreme. Nu să am și eu lecții. Așa, 11B. 11B. Careu solemn. Dezvoltare personală. Limba franceză. Limba engleză. Și limba română. Interesant.
Dar oricum o să fac cum și-am zis. O să-mi iau un caiet pentru toate, pentru că sigur nu o să începem să scriem foarte mult și chiar dacă o să scriem, pentru că eu încă nu mi-am împărțit care caiet o să-l iau la ce. Încă nu m-am... nu m-am hotărât. Vai. Ia, paralela noastră ce au informatica, română și fizica. Oh! Ne avem mai mult noroc. De fapt, nu cred. Vai, și ce să-mi iau? Să-mi iau un caietel. Iată, pe ăsta o să-l iau. Să-mi iau un caietel. Și să scriu aici tot ce o să trebuiască să scriu. Să-mi iau un pix. Să-mi iau neapărat ghiozdanul, pentru că trebuie să-mi iau cărțile. Geanta nu merge, eu sunt căscată și am uitat de cărți. Bine. Așa, ghiozdanul o să-l iau cu mine. Neapărat o să-mi iau un caietel. Că, după cum așa am zis, o să-mi iau un pix. Două, că mai știi, poate îți vine voie ce să mi iau. Nu, altceva nimic, altceva ce să mai iau. Și atât. Ca prima zi și după o să-mi iau cărțile, deja de la școală. Gata? Asta e tot? Asta e tot ce trebuie să strâng cu mine? Acum trebuie să mă duc eu să fac baie, să-mi spăl părul. Iată, asta e mult mai important, înțelegeți? Cât încă nu e nimeni acasă, pentru că după o să vină Andrie și cu el cu mâna ruptă, la el cred că o să fie mai complicat. Așa că merg eu mai întâi prima. Câte ora? Acum este 7:30 și eu mult o să fac baie, credeți-mă. Vreau să mă folosesc cu un scrub, să mă dau cu cremuțe. Aoleu! Îmi plăcea să fac vara asta în fiecare sâmbătă sau duminică când aveam, ocazia. Dar înainte de școală trebuie. Mie îmi place foarte mult după cum mă simt după scrub-uri și cremuțe, că miros atât de bine. Îmi plac extrem de mult. Haideți cu mine! Îmi scot deodată șamponul pentru păr. Deodată masca pentru păr. Iată, asta miroase foarte bine, să știți. Și scrub-ul meu este cu căpșunică. Miroase foarte, foarte bine și are bucățele de căpșunică acolo. Vezi că a mai rămas puțin tel, că chiar am folosit foarte mult. Și cam așa. După o să mă demachiez, o să-mi șterg repede fața. Mi-am curățit foarte bine tenul vara aceasta și acum trebuie să mă abțin din a mânca dulciuri și chestii. Până la ziua mea de naștere eu nu am dreptul să-mi stric tenul. Și cam în 3 luni, pot să reușesc să-mi stric tenul și nu vreau. Pentru că vedeți cât de bine l-am curățit. Iată, pe aici mai am chestii. Dar folosesc imediat. Folosesc spuma asta de la Round Lab. La noi, din păcate, nu se vinde și eu comand, pentru că nu am găsit-o nicăieri. Am încercat să mă folosesc, am înțeles că foarte bine cu ulei din ăsta hidrofil să-ți ștergi fața, dar parcă nu mi-a plăcut. Și am rămas la spuma asta. După tonicul este de la Centella, crema hidratantă și SPF aveam, dar cred că o să văd. Luna aceasta poate o să-mi comand pentru skincare-uri mai multe, mai bune, pentru că am văzut că chiar m-a ajutat. Chiar m-a ajutat foarte mult. Așa, nu mai vorbim mult, haideți o dată, că trebuie să fac baie, trebuie să-mi spăl părul, trebuie. Eu țin minte cum se simțea chestia asta când eram mai mică și acum. Acum nu mai am așa emoții, înainte aveam emoții, mamă, hărib, de spălăm capul. Nu, acum nu mai am așa emoții, dar nici nu cred că am pentru ce. Chiar n-am pentru ce, nu se întâmplă nimic vesel, nimic wow. Din păcate. Bună ziua, eu gata. Nu știu cât timp a trecut, vă 2 ore și ceva, cred că au trecut. Acum a rămas doar să-mi usuc capul și gata. Geanta e făcută. Și mâine deja e ziua cea mare, careul. Eu vă spun noapte bună, puneți like-uri dacă v-a plăcut vlogul, abonați-vă pe canalul nostru YouTube și neapărat să priviți vlogul de la ziua careului, pentru că o să fie ceva interesant. Pa, pa! Salut, prieteni! Vedeți, Andrei și la noi foarte trist. Nu vrea să meargă la școală. Ce s-a întâmplat? Geantă cremă. 5 lecții avem. Păi și la 5 lecții așa de greu? Da. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu vrei, nu poți să scrii și din cauza asta? Că ai mâna asta, da? Ai gips? Mă tem că e că eu nu știu să ne scrieți, vă rog, în comentarii, cum e corect. Mă tem că e gips tot și e corect, știi? Da? Nu e gips. Eu tot credeam că e gips, dar e gips.
Puneți prieten, scrieți cum e corect. Gips sau noi, gips? Andrușa, câte cărți au avut? 5! Cinci cărți și cinci caiete. Aici așa e, asta de schimb, da? Care încă îți spune. Da, uitați-vă, clasa 2, câte cărți avem și caiete. Să-i facem numai ați pe aici. Ia dă să văd eu și cărți. Și de ce tu nu vrei la școală? Păi spune. Că e greu? Dar spune clar. Nu scriu. Nu poți să scrii? Uitați. Dar cine aici a scris, Andrei? Eu. De ce? Că nu m-a spus. Așa să știm, că pe urmă uite. Și tu cu stânga ai scris aici? Da. Dar trebuie să ne scriem noi. Uitați-vă. Cu stânga a scris. Uitați-vă cum am scris cu stânga la engleză. Ei, Andriu, lasă că tot normal, ce? Nu, eu nu zic. Eu înțeleg. Dar tu dacă mai scrii încă vreo câteva zile, tu ai să te înveți scrii cu stânga. Ia că eu tot cu stânga am scris în clasa a doua. Da? Cu stânga am scris. Iată, să le ținem numai decât ca amintirea asta. Vezi, eu nu găsesc, nu mai știu unde scrietele mele, dar... Eu cred că tot deodată așa scriem urât cu stânga, dar pe urmă, știi ce frumos scriem cu stânga. Asta e engleza, să înțeleg, da? Da. Asta e împreună, da? Ia că împreună engleză, pune aparte. Mai avem încă engleză. Mai avem încă engleză? Tu întrebi, da. Arată, Andrei, da, și repede. Mamă, și... Dar și cum asta nu pot spune? Mai este engleză. Asta. Ia că numai la engleză. Atent. Două caieți și o carte. Asta tot engleză. Gramar. Păi și tu întrebi. Nu, de la clasa 1 e rămas și mai departe. Clasa 1, da? Da. Ai luat tu? Carte, tu ai luat? Nu, mama. Să citești, el nu poate să iasă afară și am pus, da. Pus, mama, și asta tot ți-o să citești. El o lua din bibliotecă. Ai luat-o din bibliotecă, când ai luat-o? Ieri încă. Ieri? Și ai citit ceva? Da, o pagină. Care ai citit? Prima, cea mușăreasă? Da. Bun, la urmă să o povestești, da? Și asta ce este? Limba și literatura română. Are caiet? Da, tot. Aici stai? Și caiet și așa subțirel. Aici te-ai scris primul cu stânga, da? Da. Da? Da. Și asta eu mi-mi pare că am scris. E asta de-am tema pe acasă. E asta când și eu m-am implicat. Eu citeam cu tine, tu răspundeai și mama scria, da? Da. Pare mi se, așa a fost. Ia caietul elevul. Nu mai înțeleg aici. Asta știu. Ce ai pe acasă? Vedeți cum aici scrie, eu am scris, aici și tu ai scris. Da. Noi de ce scriem cu creion, dar să bălămurim? Deoarece, ce ai? Deci scris cu creion? Pe urmă, după ce Andrieș își scoate gipsul, o să șteargă cu radiela și o să scrie cu pixul cu mâna lui, da? Da. Aici că tare trebuie cu pixul, dar noi nu putem scrie în loc tot cu pixul, scriem cu creionul simplu. Și aici l-ai de făcut, Andrej. Nu? Nu știu, prieten, cine a avut gips? Cum ați fost voi la școală? Cum ați mers la școală voi? Limba română. Că e foarte greu. Și asta e limba română. Agenda. Desfărăt excelent. Hai, Daniel, să văd ce aveți vă teme pentru acasă întâi. Excelent. Dar pe mâine n-ai scris. Vineri. Ce lecție aveți? Asta... Păi am spus în mașină. Colega mea de clasă ajută. Matematică, educație, aici. Morală, spirituală. Asta pe mâine. E, bravo, mulțumesc, Camelia. Ajută-l, Andrieș. Educație fizică, educație muzicală, educație digitală. Digitală? Și mai departe? Educație morală, spirituală. Morală, spirituală. Și matematică. Fix cum scriești tu. Matematica. E. Nu e. Unde? Iată. Unde vezi? Iată. Matematica. După tă e. Și ți-o scris deodată pe miercuri la limba engleză. De memorat. Da. Nu, asta... Exercițiu... Trebuie să învățăm. Exercițiu 1, pagina 34. Doamna Iulia. Ce, Andrei, și vrei să scoatem gips mai repede? Hai, da. Acum, da, deci, astăzi o să arătăm... De ce nu vrei tu la școală? Am înțeles de ce nu vrei, că este greu să scrii cu o mână, cu mâna stângă. Acum te duci, te schimbi... Nu, du-te în camera ta, tu ai acolo o surpriză, mergem în camera ta. Acum, ce surpriză? Mergem, să vezi. Voi tot așa aveți surpriză, copii. Uitați-vă. Ce este? Hai, mergem. Am scris la matematică. La matematică, uitați-vă. Tot cu mâna stângă.
Nu, hai mergem la... Hai, în cameră. Hai. Știți, evaluări. Hai, mergi. Să vedem. Dar ce s-o fie? Ce s-o fie? Nu știu. Da. Întrebăm. Prieteni, la voi tot așa în camera voastră. Cum și la Andrieș. Uitați-vă ce se întâmplă. Nu, asta este ultima dată, Andrieș. Aici vezi că e curat. Asta eu am făcut, am strâns, tot Andrușa, așa. Cum mai pleci odată dimineața la școală și lești uite așa dezordine de cu seară, când o să fii acasă, o să fii totul curat. Dar nu da. O să mă găsești. Nici o jucărie. Am înțeles? I-am înțeles? Uitați-vă câte cărți are Andrieș. 200 mi-mi pare sau 1000. Ce, mergem și mâncăm? Hai, să continuăm. Hai să mănânci, să vedem cum mănâncă la stângă. Da. Temele pentru acasă. Mergem la bucătărie. Hai. Hai. Cu mâna. Cu mâna și bastie. Nu, apucă că acum apuci. Și așa apuci leu. Așa noi mâncăm, prieteni. Și înșarcu-te așa să o tai. Poți? Tata ajută. Pune mâna asta pe masă, nu? Mâna asta pune aici. Așa mai ușor. Pune picioare. Stai normal, ca la lecții. Drept, că-s trei spate. Andrieș are salată din sveclă, niște macaroane. Hai. Și prăjoală. Prăjoală numai ție îți facem, care la comandă. Dacă carne nu mănânci, îți duci și îți faci la nume ție. Hai, acum, întoarce, da. Hai, așa, și mănâncă. Poți? Prăjoală, hai, încerc. De masă. Deci, uite așa, așa este normal. Voi toți stați așa, și pe o parte, picioarele sunt dânsul. Hop, mai atent, uite așa. Pâine vrei? La pâine, da, nu cușiți dacă are macaroane. Nu, poate vrei cu prăjoală. Și învățau cu stânga să mănânci. Dar tu și cu dreapta nu poți ține și lingură. Nu? Nu poți? Eu azi la engleză am încercat cu mâine, dreapta să spun. Mâine să avem o săptămână. Nu scrie cu dreapta. Nu, nu, nu. Eu am pus aici, eu pic s-am pus. Așa și parcă. Îi las. Las principalul să te dai prăjoală cu lingură. Nu te doare mâna, principalul să nu te doare. Iată, asta e principalul. Da, dacă nu te doare, asta e bine, să nu te ia să prinde. Bun, iată așa am făcut un vlog, cum Andrieș nu mai vrea la școală. Nu dar din ce cauză? Când poate scrie, dar nu nimic strașnic, Andrieș. Trebuie să înveți și cu stânga să scrii, bine? Da, cine acum mănâncă, poftă bună, prieteni. Chiar de acasă te ajutăm noi să faci, dar la școală scrie așa cum poți, bine? Dar tu poți scrie mai bine cu creionul simplu, Andrieș, la școală. Și pe urmă, după ce scoți gipsul, o să transcrii cu pixul, bine? Nu, dar eu scriu cu un pix ca de stierge. Scrii cu creionul mai bine, bine? Bun? Bun, deci, prieteni, acesta a fost vlogul nostru. La Andrei și dorim poftă bună. Noi vă spunem pe curând și până la video următor. Da. Pa, pa! Pa.